Astăzi cu Irina Margareta Nistor. Săptămâna trecută nu știu ce. Săptămâna bună dimineața. Bună dimineața. Să venim cu niște filme după care tânjesc, despre psihanalizabile, care psihanalizabile. Începem cu Majordomul, The Butler. Așa, începem cu Majordomul, care de fapt este ultimul din seria asta de weekendul ăsta de psihanaliză și film. O să fie duminică seară la Cinema Studio de la 7:30. Este un film despre care deja s-a vorbit extrem de mult și l-așteptam cu nerăbdare, pentru că, în primul rând, intri cu totul și descoperi ce înseamnă Casa Albă și ce înseamnă Casa Albă văzut, știi cum spune francezul, côté cuisine, adică cum merge și din punctul de vedere, nu numai până acum am văzut, din punct de vedere al președintelor, al secretarelor, al celor care sunt spioni, nu știu ce, dar n-am văzut niciodată din punctul de vedere al celui care e obligat să fie acolo, să servească, nu vede, n-aude și mai ales n-are voie să spună nimic în afară când iese de acolo, ceea ce este destul de complicat atunci când acasă ai o nevastă foarte voluntară pe care o interpretează Oprah Winfrey și multă lume spune că are șanse mari la Oscar, ca de altfel și Forest Whitaker, care face rolul principal. Distribuția este senzațională. Asta e mai senzațională și e foarte intens pe o perioadă lungă de timp, adică descoperi istoria Americii, inclusiv toată perioada cu Kennedy, pentru că tot chiar mâine se împlinesc fix 50 de ani de la asasinarea lui Kennedy. Există un fragment și despre asta, între altele, și asta o să psihanalizăm duminică, raportul lui în momentul în care s-a întâmplat asasinatul și cum a încercat, de exemplu, să liniștească un copilaș, respectiv pe Caroline, pe fetița lui Kennedy, dar și raportul lui cu toți președinții și cum îl tratau președinții respectiv și cum cât curaj avea el să intervină în discuțiile cu ei. O să vedeți un Reagan atipic, o să vedeți mai ales pe Jane Fonda, care este Nancy Reagan și care e foarte bine în rol, jur că este Nancy Reagan acolo și care pentru noi sigur că întotdeauna o să rămână legată de faptul că ea i-a înmâna pandorul lui Cristian Mungiu. Adică în capul nostru oricum, dacă, probabil că și asta o să psihanalizăm duminică, o să vină doctor Andrei și o să ne ajute să psihanalizăm asta la încheiere. Deci asta e duminică seara, tu m-am spunea cineva seara ce vreau să plec în weekend. Gata, mi-ai stricat programul, m-am întâlnit cu tine, acum trebuie să merg la Cinema Studio să le văd pe toate. Deci asta este duminică împreună cu alte două filme, cele de care spuneam, Caligari și niște scurtmetraje de la ora 4. Și mergem în sens invers, că dacă tot psihanalizăm, mergem în direcție inversă. Avem un film care o să fie sâmbătă seară, care se cheamă Așa tată, așa fiu. Like father, like son, eu îți spun titlul în engleză, pentru că în japoneză mi-ar fi ceva mai complicat. Are făcut de un regizor care la rândul lui are o fetiță, cam de 5 ani, și care a fost întotdeauna preocupat de faptul că aș cade altfel orice părinte, pentru că știi și tu treaba asta, ca nu cumva la maternitate să fi făcut vreodată vreun schimb și de fapt copilul ăla pe care îl crești să nu fie al tău. Sigur că nu e foarte original ca idee, pentru că știm că au avut francezii un film mai mult decât celebrul anilor 60-70 pe subiectul ăsta, dar aici tratarea e cu totul din alt punct de vedere și de asta mă bucur că vine Vintilea Mihailan să ne povestească, pentru că sunt atât de emoționată că vine că nici mai enumerez bine numele, pentru că el fiind specialist tocmai pe legătura care există între reacțiile oamenilor și lumea din care vin și practic rasa în sensul cel mai bun al cuvântului de data asta, adică cum reacționează un japonez în situația asta, plus că o să aveți ocazia să descoperiți lumea din Japonia fără să mergeți până acolo, ceea ce e complicat și mai ales după... Și mai ales cum. Așa, exact. Așa e mai în siguranță. Și o să descoperiți foarte multe lucruri atipice. Adică nu e... noi știm, când zicem un film japonez, în majoritatea cazurilor spunem doar că știm filmele cu samurai, adică avem un punct de vedere puțin mai în urmă față de ce se întâmplă în momentul de față în societatea japoneză. Și ai să vezi care este figura tatălui acolo. De exemplu, e un film care a impresionat mult ca anul ăsta, ca dovadă că a luat și premiul jurului, unul dintre premiile cele mari
cele mai importante. De altfel, au fost multe comentarii dacă nu cumva ar fi meritat Pandorul și, mă rog, au fost multe discuții pe subiectul ăsta, dar o să vă placă mult abordarea, plus că unul dintre puști este senzațional, absolut senzațional, o să vă îndrăgostiți de el. În ziua de vineri, când deschidem, adică mâine, deschidem cu niște scurtmetraje. În cadrul scurtmetrajelor avem norocul să avem inclusiv filmul care a luat la Namur acum, care se cheamă Willkommen. Și o să vedeți cum trebuie neapărat să înveți flamanda ca să poți să construiești un gard, dacă ești pe teritoriu un pic mai încolo decât cel valon. Și care e o comedie, e un scurtmetraj, dar o comedie foarte, foarte interesantă. Avem un film românesc cu care deschidem mâine, un scurtmetraj care se cheamă Ela, Panda și Madame, în care nu v-am adus imagini pentru că el abia a apărut și a lui Răuțu, și unde apare, unde este inclusiv în rolul bunicii de data asta, este mama lui Florin Piersic Junior, și va fi și Florin Piersic Junior în sală. Sunt foarte curioasă cum va reacționa lumea, adică mulți au spus că după ce au văzut acest scurtmetraj, imediat prima reacție a fost: am sunat-o pe bunica, imediat mi-am sunat toate rudele, că mi-am gândit de câte ori n-am fost acolo. Și tot în prima zi o să avem Love Building, cum spuneam, de data asta cu absolut toți protagoniștii în sală, plus că studenții pot intra ca să vadă cine a mai ratat, acum este momentul, pentru că îl va analiza chiar Andreea Savardini, care vine special, el este directorul Festivalului de Psihanaliză și Film de la Londra, vine special ca să analizeze filmul Iuliei Rugină, și care va rămâne după aceea să analizeze și împreună cu Laura Manu, să analizeze și Seduși și Abandonați. Este un film despre ce înseamnă să ajungi la Cannes. Cât de greu e să faci un film, cât de greu este să aduni banii pentru un film și cât de greu e, când spun asta, nu numai pentru începători, cum a fost inițial pentru un Bertolucci, cum a fost pentru un Polanski, adică noi avem impresia că pentru ei nu mai e o problemă, și foarte Bertolucci o să vorbească mult, inclusiv despre o actriță româncă. Am obținut de la Londra chiar și un autograf de la el, să punem un afiș în la Cinema Studio, da, că doar e Uniunea Cineaștilor, să îl punem și pe Uniunea Cineaștilor special pentru festivalul ăsta. Deci o să fie un weekend extrem de plin, în plus duminică la prânz la Teatrul Național, pentru că așa se întâmplă toate. Domnul Carametru m-a invitat să țin și o conferință despre cinema exact în același timp. Deci nu știu cine să mă psihanalizeze pe mine după ce trec zilele astea, dar vedem dacă marți mai sunt aici, probabil că vom supraviețui. Un weekend de film și film bun. O e păcat să nu veniți. Dar n-avem pe net o variantă unde putem afla mai mult. Famart se numește. Famart. Famart găsești pe net. Sau pur și simplu Festival de Psihanaliză și Film. Noi, de exemplu, la un moment dat am vrut să vedem, eram curioasă exact câte minute are Seduced and Abandoned. Am băgat Seduced and Abandoned și mi-a apărut direct Festivalul de Psihanaliză și Iată. Așa că, vezi, asta. Mulțumesc tare mult. Eu mă duc să-l psihanalizez pe Dan Bittman, pentru că încep galele aici, Live X-Factor. Dar am să-mi trimită reprezentanți care au și lecturi în temă. Nu, eu, păi da, sigur, lumea să știe că poate interacționa, pot pune întrebări. Miruna, Mădălina și Domnica vor fi acolo tot timpul ca să toată lumea se simtă foarte bine. Și mulțumesc mult tuturor celor care ne-au ajutat foarte mult ca să avem filme care multe dintre ele au singură proiecție. Și avem chiar și avem și un film în avantpremieră totală care se cheamă Terapie pentru crimă cu Cream. Irina Margareta Nistor, sărmâna, mulțumim tare mult. Colegul Vlăduț e pregătit să sufle în varză, colegul Dan este pregătit să aplaude acest gest. Vă rog. Da, mulțumesc, colegul Răzvan. Îmi pare rău că scad nivelul, dar vreau să fac și recenzia mea de film. Superman, Man of Steel. Trei lucruri am reținut din acest film. 1. Superman are aceeași vârstă cu noi, de 33 de ani, în anul lui de grație. 33. Mm-hmm. Bine, el, Isus și Eminescu. Dintre ei, din cei trei, doi au și înviat. N-ați scris-o pe asta, mă bucur. Bun, următoarea. Și 3. De data asta, ce credeți? Superman nu mai are chiloții peste pantalon. Sper că, în sfârșit, personajul s-a conturat. Iată. Foarte plauzibilă povestea de data asta. De urmărit Man of Steel, pentru că e un pic altfel. Iar omul ales pentru rolul de anul acesta, cum ar veni pentru Superman, are și el calități fizice. În sfârșit are un mușchiuleț pe el, că toți ceilalți erau niște slămănogi, flămânzi.